Se acordă premiul GDS pe anul 2015 domnului profesor Marian Popescu, președintele Comisiei de Etică a Universității București. Împreună cu colegii săi din Comisia de Etică, domnul profesor Marian Popescu a avut curajul ca din 2012 până în prezent, în pofida imenselor presiuni politice și administrative, să stea vertical în fața imposturii intelectuale, demonstrând și făcând publice plagiatele unor teze de doctorat realizate de înalți demnitari ai statului român. Această poziționare curajoasă și corectă a Comisiei de Etică în lupta antiplagiat nu ar fi fost posibilă fără sprijinul necondiționat acordat de rectorul Universității București, domnul profesor Mircea Dumitru. Au fost astfel apărate principiile etice și valorile științifice ale mediului universitar românesc, transformând ideea de autonomie universitară într-o realitate concretă. Felicitări, Marian Popescu! Deja arată.